Salut, sunt Alex și azi o să facem o serie nouă, adică, da, m-am dus la FTSRO, la altă echipă. Am examinat-o leagă, echipa e bună. Da, mie îmi place, zic sincer. Aș vrea să jucăm formația aceasta. Hai, vedem. Facem așa. Băi, ne trebuie foarte mult. Ne trebuie neapărat un atacant. Ba nu, stai că atacanți avem destui. Da, ne-ar trebui. Deci, hai să facem la fel contractele cum am făcut și la cu viitorul. Da, Valentin Crețul, știu. Mi se pare că am mai jucat, dar nu cred. Nu cred că e acel Valentin Crețu care a jucat la Rapid și la alte chestii. Ciprian Petre. Deci, jucătorii ăștia sunt niște jucători, na, adică jucători buni, bunicei, medii, foarte buni câțiva dintre ei. La câțiva dintre ei mă refer la Eric, Olivera Eric, e bun, deci e foarte bun și își face treaba bine la Gazmetan. Adică cred că e cel mai scump jucător din echipă și merită tot. Merită tot, adică și Mircea, îmi pare rău de Lulacu. Știți că era unul aici care îl chema Lulac, îmi pare rău de ăla. Pentru că știam că joacă bine. Cu Gazmetan vreau să o duc până în... Cu Gazmetan aș face vreo 3 sezoane. Aici unul, Alexandru Zaharia. Alexandru Munteanu și Greb. Alexandru Munteanu o să-l dăm. Deci eu vreau să-mi strâng banii ori pentru... Na, pentru niște jucători bunicii. Deci așa, ne-am făcut o leacă loc pe aici. Ceva de genul. Deci, perfect spre media așa. Acum hai să ne căutăm niște jucători. De asta vedem ce Hamilton Stadium. Vreau să văd cum arată stadionul. Punem noi un nume la stadionul ăsta foarte renumit. Nu Hamilton Stadium, punem Național A ei, ce am făcut aici? A Rena. Bă, ce prostie am făcut. A Rena. Așa. Deci primul meci cu Bursaspor, v-am spus că nu mă interesează astea. Ia vedem pe aici. Mă enervează chestia asta. Deci hai să încercăm, doar să încercăm, nu cred că mi-l dă sau o să-l vrei. Încercăm să nu pe Budescu, dar nu stai că l-avem pe Eric ăla acolo.
Nu, hai să încercăm. Ne mutăm o dată la echipă, vedem ce ne trebuie să luăm. Deci, în primul rând, ne trebuie un mijlocaș. Mijlocaș bun. Ia, hai să căutăm prima oară la asta. Lovrin, Nicoară, Takekiseto, Tixeira, ar fi bun, dar nu vreau să-l iau. Asta târgu, asta vedem la astea Târgu Mureș. Zicu-i... CFR Cluj, vedem aici. Alexandru Păun. Bă, dacă ați avea bani de Păun, l-aș lua. La Craiova, hai să mintem și noi. L-aș lua pe Ivan. La Politehnica Iași. Nu, nu avem deloc, mă, jucători bunici. Hai, la Dinamo, vedem. Man, Hlagu, cine e ăsta? Cred că e venit nou. Cred. Steaua, știu că am niște jucători. Pum, 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 pum. Hai să încercăm să luăm pe Deamorin. Dar să încercăm. Vreau 7.000 și ceva pe el. Nu, eu îți dau 6.525. Hai că dăm pe tine atâta. Hai să investim și acești bani. 530. Hai mă. Băi, mă superi. Așa. Am făcut 15.000. Aganovici. Muniru, nu l-aș lua. Deci am luat atâta. Ai Florin Cernat, mai joacă Cernat. Ui. Ceva de... Apreciat la el. Sărmărtean, bă, Sărmărtean, bă. Hai, dă doamne, să vin la noi la echipă. Vrea 9.000 și ceva, mamă. Îți dau 8.040. O, vine să mărtea la noi și a mai rămas cu un buget mic, dar măcar a rămas. Ia vedem la viitor. Ce putem să luăm noi de la viitor. Bă, l-aș lua pe Gabi Iancu, Supiră, Maurin. Dar hai să vedem. Pentru Maurin dau 2.000. Dacă vrea. Mamă, stai cu minte. Florin Purice l-aș lua, dar nu cred că vine el. Nu-i prost. Opa, poate veni, poate veni, poate veni. Hai, o, va veni Florin Purici, o să avem nevoie de el. Deci, stai, o să putea să avem nevoie de Florin Purici. Hai, mai de o dată pe la Dinamo, o tură așa. Palici. Hai, să încercăm să luăm. Palici vine la Gazmetan. Am făcut 4 transferuri. Deci, partea o să joace Palici, Anton Palici, aici. Unde l-am pus pe Anton Palici? Aici. Anton Palici o să joace în locul ăla. Sărmărtean o să joace... Nu, o să joace acolo. William Neamărin aici. Eric, William Nămărin, Sărmărtean, așa, acolo în față o să joace Florin Purice. Sau nu, hai să facem ceva de genul așa, să vină Neamorin în față. Hai să dăm scoatem un funda, un atacant. Facem așa. Perfect. Perfect. Alexandru Zaharia o să iasă. Hai facem contractele și la asta. Uite așa. Perfect. Deci am făcut niște transferuri bunicele, cred eu. Pentru că mie îmi plac, să spun sincer așa. Deci,
Da, mie-mi plac, dar... Na, pentru gaz metan, îs buni pentru gaz metan. Dacă aveam hack, dar eu nu vreau să joc jocuri cu hack, că nu-mi plac. Îl lăsăm pe bea... Te dăm și pe tine afară. Alexandru Zaharia Tură, măi... Roberto More, ui, avem și atacant bun. Eu să mor dacă l-am văzut. Deci să-mi bag piciorul dacă l-am văzut. Bă, și prostii am făcut, doamnii. Hai să vedem o chestie, că știu. Ce prostia. Prostia, prostii. Opa! Nu o luăm. Da, aici. Vedem așa, aici Roberto Romero. Uite, așa facem. Primul meci îl avem cu bursa sau sport. Așa. Dăm sim. V-am spus că nu mă interesează, nu? Ce facem în destea. Putem să ne o luăm grav, că mai puțin mă interesează. Avem două de transferuri. Pentru Roberto Moreno, nu, am făcut o greșeală când l-am pus pe de transferul și pe asta. Drumul ăsta, tati, cale bătută, trăiești. Așa, acum Galatasaray. Oile, mamă, 6-0. Dar v-am spus că nu mă interesează. Gaz metanul, gazului, trebuie un portar bun. Buzbuchi pleci. Alexandru Zaharia pleci. Da, adică primul meci în campionat l-avem cu ASEA Târgu Mureș. Ce o fi, o fi. Asta e. Da, hai să încercăm să luăm. Am văzut-o pe cineva acolo. Am bani foarte puțini. Hai să încercăm să luăm un fundaș, dar ieftin. Am văzut eu aici la Steaua, ce prostie am zis, fundaș ieftin la Steaua. Da, ar fi. Mai mamă de capul. Moche. Deci, hai să încercăm să luăm pe... Nu, hai să băgăm ăștia, ultimii bănuți. Și n-am nici 30. E, vedeți ce țărac e gaz metanului? Vedeți ce țărac e? Dacă ar veni pe suma asta... Oh, a venit Giacolis! Băi, ce bulan avem! Cât noroc chiar avem să vină! Florin Puricieș. Cât noroc! Deci, cât noroc. Putem să avem să vină Antonio Iacolis. Echipa e bunicică până acum. Dacă ar nu. Așa, nu mai facem nici măcar un transfer. Nu mai facem nimic, nimic. Păi, ce să zic? Păi... Da, o echipă, gaz metanul, n-o să iei titlu. Și cam aici se închide episodul nostru. Salut!